Doamne, îți mulțumim că ne-ai scos din umbra morții. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai scos din locul unde moartea își lăsa amprenta ei. Și prin Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-ai chemat la viață și ne-ai dăruit viață, dar nu o viață oarecare, ci viață de o calitate care vine de la Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață în care, privind la masa Ta, ne amintim de ce avem noi această viață, de unde a pornit această viață, și anume din Fiul Tău. Îți mulțumim pentru El care și-a dat viața pe cruce, ca să facă un schimb cu noi, să accepte moartea și consecințele păcatului în locul nostru și să ne dăruiască nouă viața. Amin. Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Să cântăm cântarea de la numărul 21. La cruce unde Hristos muri, am dorit harul, am dobândit sângele lui și surori, ne bucurăm să fim în casa Domnului în această dimineață, să avem părtășie la masa Domnului, amintindu-ne de ce
ce anume a schimbat viața noastră, ce anume a schimbat cursul istoriei, și anume jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și știm că și anii se numără de la acea dată a venirii Lui pe pământ. Frați și surori, în săptămâna în care intrăm, vă rog să vă rugați pentru familia mea și să ne aducem înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi a săptămânii. În ultima duminică din lună vom avea adunarea generală a bisericii. Duminica viitoare rog comitetul ca să rămână, să avem întâlnirea noastră de comitet după serviciul de dimineață. Astăzi, după încheierea serviciului, cu toți cei care mai doresc, vom mai avea o plecare în rugăciune. Aș avea o întrebare, frați și surori, cu privire la duminică după masă astăzi. Începând aseară s-a anunțat la televiziune că dinspre Statele Unite vine o furtună de zăpadă. Furtună care va începe astăzi după ora 12 și se va încheia undeva la miezul nopții la Windsor. Întrebarea mea este dacă sunteți de acord cu mine ca să nu mai avem serviciu după masă și să rămânem în familie, având în vedere că e avertizare de furtună care va ține până la 12 noaptea. Și n-am vrut să hotărăsc numai cu frații din comitet și să vă întreb și pe voi dacă sunteți de acord ca să nu avem serviciu, având în vedere condițiile dificile care vor fi în această dupămasă. Deci dacă este cineva împotrivă, să ridice mâna, dacă cineva nu e de acord. Și eu, să aproape. Ia, deci frații care pot să vie pe jos, fratele Simeon are cheie și e pot să vină să aibă o rugăciune aici în casa Domnului. Cei care doresc, Domnul să-i binecuvânteze. Ia. Eu o să sun la toate familiile care n-au pe nimeni în dimineața aceasta reprezentant ca să-i anunț, să știe că serviciul e anulat pe după masă. Doar sora care stă aici, nu știu, sora Lidia, aveți numărul ei? Ok, mulțumesc frumos. Aș vrea să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care dorim Domnului și darul nostru de bunăvoie. Cântarea de la numărul 164. E drept că Iisus a murit purtând păcatul meu pe cruce, cum a suferit Fiul lui Dumnezeu. E drept că Iisus a cruce-ai acel loc unde m-am luminat.
Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Apocalipsa, capitolul 1. După ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu, mai laudăm pe Domnul cu o cântare. Apocalipsa, capitolul 1, și vom citi de la versetul 4 până la versetul 7 inclusiv. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 4 până la versetul 7 inclusiv. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. A lui să fie slava, puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semițiile pământului vor boci din pricina lui. Da. Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Slavă Domnului, cântare de la numărul 18. 18. Iisuse, viața ta, mie mi-ai dat, ce pot eu sărman, ție să-ți fac, câte tu mi-ai făcut, în stare nu să spun, primește. Voi,
Uităm la trei gânduri importante în dimineața aceasta. Andrei, te rog să pui titlul și eventual cel puțin primul punct pe ecran. Și titlul mesajului meu din această dimineață, având în vedere că este cina Domnului, se referă la a fi spălat prin sângele lui Iisus. A fi spălat prin sângele lui Iisus. Mi-aduc aminte, eram copil și mă duceam la joacă și la joacă mă murdăream, ne jucam cu copiii în praf, în nisip și veneam plin cu mizerie acasă, murdar pe față, pe mâini, pe picioare, mă refer vara. Și mă vedea mama, dar mama nu mă primea să stau în casă așa murdar. De ce? Pentru că mă iubea. Și zicea, na, dacă ai intrat în casă, primul lucru, mergem la baie și te spăl. Și după ce te-am spălat, pe urmă poți să vii la cină, poți să te trântești în pat, poți să faci ce vrei, dar mai întâi nu stai în casa mea nespălat. Și întâi mă lua mama, mă spăla, era vorba când eram copil mic, de câțiva ani, de până sub 10 ani. Și pe urmă mă lăsa în casă împreună cu ei și petreceam împreună. Frați și surori, așa, de ce am spus asta? Așa e și Domnul. Nu putem fi parte din casa Lui. Nu putem fi parte din familia Domnului. Ci să fim murdari. Nu ne acceptă în prezența Lui decât în termenii Lui. De aceea, papa, noul papă, se pare că e precursor a anticristului. Niciodată, începând din Evul Mediu, Calvin, Luther și toți marii reformatori au spus că anticristul se va ridica și este în Biserica Catolică, papa. Dar niciodată, niciun papă n-a afirmat hule. Au ținut de doctrinele catolice, care noi nu le putem accepta pentru că sunt în contradicție cu învățătura explicită a Scripturii, cum e închinarea la Sfinț, la moaște, rugăciuni adresate Mariei și așa mai departe. Folosirea imaginilor ca stimulare în închinare, lucruri care sunt complet nebiblice, când inclusiv Vechiul Testament e iconoclast din capăt în capăt. Și noul papă a spus lucruri care sunt blasfemii. A spus, sunt multe lucruri care, niciun papă n-a spus așa ceva, că nu există iad, ca și exemplu. Că nu există pierzare veșnică. Pe urmă că nu-i nevoie să te întorci la Hristos ca să fii mântuit. Sunt primiți sodomiții înaintea lui Dumnezeu, zice nou papă. Nici un papă în 1400 de ani de istoria catolicismului n-a spus așa ceva. Ateii, dacă fac fapte bune, sunt mântuiți. Și asta numai câteva din blasfemiile care le-a spus nou papă. E un antipapă. Un prieten mi-a împrumutat o carte scrisă de unul care are pseudonimul de Malachi. O carte scrisă în state. Respectiv a făcut parte din cercul intim a papalității. Și a zis că cercurile înalte din catolicism sunt influențate de forțe satanice. Și a scris cartea prin 2008 și zicea că undeva în 2012, conform unor previziuni, papa își va da demisia și va veni antipapa, adică un papă satanic. Și el credea foarte mult în cartea asta și s-a făcut anul 2013 și în anul 2012 nu s-a schimbat papa. Dacă bine mi-aduc aminte, măi, Alex, cum vezi lucrurile?
Păi face, totuși se pare că a fost greșit cel care a scris cartea. Dar ce am aflat după ce a fost ales nou papă în 2013? Că decizia de a nu mai fi papă a luat-o papa care a rămas până în 2013, în 2012, în aprilie. Și practic tot ce a scris în carte s-a împlinit. Numai că i-a fost refuzată demisia și a spus conclavul, nu anunța în public demisia ta până când se rezolvă anumite lucruri. Până când, cum a ajuns un papă care are manifestări anticristice să conducă? N-a fost examinat de curia papală, n-a fost examinat de cardinali, a fost examinat. Dar dacă l-au examinat și l-au găsit bun, înseamnă că sunt de acord cu ce spune el. Și asta e dovada că la nivelul înalt al catolicismului e penetrat de spirite satanice care nu s-au arătat la iveală până acum. Acum s-au descoperit pe față. Deci nu mai e discuție că noi interpretăm, că noi ne dăm cu părerea și vorbim prostii. Toate acele declarații blasfemii care le-a spus papa împotriva lui Hristos și împotriva... Știți de ce în cartea lui Daniel că se va ridica un corn? Cornul e simbolul puterii, un corn mic, care va vorbi hule și blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Se pare că se mulează această expresie pe papa al care a venit acum. Niciodată nu s-a spus așa ceva din cadrul vârfului unui segment important din creștinătate. Liberalii protestanți nu sunt departe de aici, dar se feresc să spun așa ceva. Liberalii protestanți. Chiar dacă sunt biserici liberale care nu mai cred în sângele lui Hristos, care nu mai cred în pierzare veșnică, dar se feresc să iasă la rampă cu chestiile astea. Ia, e un fenomen unic. De ce am pomenit astea? Pentru că nu poate fi nimeni iubit de el înainte, dacă vine în starea în care îi murdară. Papa zice că oricum nu contează, doar să crezi, să faci fapte bune și să crezi că este Dumnezeu și toți vor fi mântuiți. Atei, sodomiți, musulmani, budiști, animiști, confucianiști și așa mai departe. Sângele lui Hristos și Hristos e zero în tot ce învață papa. Dar ce înseamnă să rămâi la învățătura Scripturii? În prezența lui Dumnezeu nu poți să stai murdar. Poți să faci fapte bune ca și muslim, poți să faci fapte bune ca și ateu, poți să faci fapte bune ca și budist, sau așa mai departe, poți să faci fapte bune chiar ca și creștin. Pe baza lor nu poți sta în prezența lui Dumnezeu, nu poți să fii iubit de El. Pentru că murdăria simbolizează păcatul. Și ceva ne spală de păcat. Dacă mizeria fizică după mine, mama o putea spăla când eram copil mic, cu săpun și cu apă. Mizeria din viața mea, pentru că spune cuvântul în Psalmul 5, cred că în Psalmul 51 am învățat cu tine în dimineața asta, în păcat m-a născut mama mea. Natura păcătoasă din mine nu poate spăla mama cu săpun și cu apă. Pentru că e vorba de murdărie spirituală, e ceva ce trebuie aplicat spiritual. Și anume, sângele lui Iisus Hristos fizic, nu fizic, trebuie înțeles, pentru că nimeni n-a stat sub cruce să pice pe el o picătură din sângele lui Hristos, una pe mână, una pe alta, că mâinile astea au păcătuit, nu și-a întins nimeni piciorul ăsta, a alergat la rele, îl punem aici sub cruce să picure din sângele Domnului Iisus, n-a pus nimeni capul să zică capul acesta numai la rele s-a gândit să picure un strop din sângele lui Hristos, nu! Sângele fizic nu e decât o ilustrare a unei spălări spirituale. Și sângele lui Iisus Hristos nu e vorba de o spălare fizică, ci e vorba de o spălare spirituală. De aceea nu e legat de loc, nu e legat de geografie, nu e legat de timp. Cei spălați în sângele lui sunt iubiți de el. Și în Apocalipsa, cuvântul ne spune în versetul 5... Și din partea lui Iisus Hristos, marturul credincios, și partea a doua, a Lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. De ce ne-a spălat? Pentru că ne iubește. Întrebarea de aplicație la punctul 1. Cum este viața ta înaintea lui Dumnezeu? Ai certitudinea că ai venit
la un moment dat și ai spus: Doamne Iisuse, sunt murdar și știu că nu pot să stau și să fiu iubit de Tine în starea de murdărie a păcatului, Te rog să mă speli, să mă curățești prin sângele Tău. Frați și surori, aș vrea să ne uităm la un alt lucru. Dacă El ne-a spălat și ne-a curățat și ne-a iertat asta dragostea Lui, ceva se întâmplă cu noi. Apocalipsa 1:6. A făcut din noi o împărăție și preoți. Greșit. În Biblie românești greșit. Corect este: a făcut din noi împărați și preoți. Cornelescu aici a greșit. Corect este: a făcut din noi împărați și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. O schimbare de statut. Ce înseamnă o schimbare de statut? Înseamnă ceva extraordinar. Vreau să mergem în Luca 15:22. Andrei, dacă puteți să mutați o clipă pe Luca 15:22 și urmă să reveniți înapoi la lecție. Ce înseamnă să schimbe statutul? Avem aici un exemplu practic. Vă aduceți aminte de context? Un fiu nu e mulțumit că în casă are mâncare pe gratis, nu e mulțumit că are haine pe gratis, nu e mulțumit că cineva plătește mortgage-ul și pe el nu-l costă nimic, nu e mulțumit că lumina electrică e pe gratis, nu e mulțumit că internetul e pe gratis, nu e mulțumit. De ce? Că nu poate să facă el chiar ce vrea în casa aia. Că există niște reguli. Și lui nu-i place niciun fel de reguli. Să nu-i spui ceva, că sare în sus. Să nu-i faci observație, că se enervează. Și într-o zi a decis: mai nu-i viață în casa asta. Toată lumea e șef păstă mine, dar până când? Zice: tată, am luat o decizie. Scrie-mi, te rog, un cec. De ce? Vreau să plec de aici. Nu mai am nevoie de control, nu mai am nevoie de boss, nu mai am nevoie de voi. Vreau să fiu liber, m-am săturat, mă duc în rent. Și să nu crezi că mă duc în rent în orașul ăsta. Să veniți voi să mă bateți la cap, să veniți voi să mă verificați ce fac. Nu, mă duc în alt oraș și nu aproape, undeva departe, nici nu vă dau adresa, nici numărul de telefon, nimic. Gata! S-a terminat. Și tata face un lucru extraordinar, incredibil. Îi scrie un cec uriaș, că spune cuvântul că și-a cerut partea lui. Și dacă erau doi copii în casa aia, avea 50%. Și îi scrie un cec în valoare de 10 sau 100 de mii de dolari. Îi dă cash sau îi scrie... Acum încerc să mă adaptez la modernitate. Dar el a plecat cu cash. Și a zis: asta e viața. Și într-o zi, pentru că el știa numai să cheltuie bani, nu știa să-i facă, a ajuns, spune cuvântul, să nu mai aibă nimic și a ajuns într-o stare, pentru noi asta nu comunică mult că a ajuns la porci. E urât să ajungi la porci, că miroase urât porcul. Majoritatea dintre noi știm cum miroase de urât porcul. 90% numai copiii ăștia nu știu. Pentru ei am filmat în România o tăiere de porc ca să vadă. Nu le-am arătat-o niciodată, probabil că nici nu să le arăt. Dar cu intenția asta am adus-o din țară. În toate amănuntele, cât îți de grotești. Și ce înseamnă pentru un evreu? Hai să definim cultural să ajungi la porci. Imaginați-vă, la ei era interzis porcul. Era un animal mizerabil, necurat. Deci nu era voie un evreu să interacționeze cu porcul în niciun fel. Să ajungi cioban la oi, să ajungi văcar, era cum era. Dacă îmi spuneai că un evreu a ajuns porcar, în cultura evreiască nu exista decadență și prăbușire mai jos. Mai jos de atâta, ca și evrei nu puteau, ca și evreu nu puteai să ajungi, decât să ajungi porcar.
În cultura lor porcul era urăciune, nu era voie să apropie, nu era voie să-l crească. Și spune cuvântul că unul așa de tare s-a coborât că dintr-o familie bună, dintr-o familie care avea proprietăți și care o duceau bine și aveau business, că spune cuvântul că aveau angajați, a ajuns să fie porcar. Nu s-a putut coborâ mai jos, în cea mai mizerabilă stare. Și asta reprezintă, frați și surori, starea de păcat. Un om atâta se degradează în păcat încât ajunge într-o stare... A venit o dată la noi la ușă, la biserică, în urmă cu 4 ani, aproximativ 4 ani, o femeie de vreo 35 de ani. Nu știu dintre frații care sunt acum, dacă se aduce vreunul în minte sau a fost atunci, am fost cu fratele Nuțu și mai am fost cu cineva, nu mă aduc aminte precis. Deci stai aici pe trepte. Și how are you? Și răspunde românește la how are you. Așa puțea femeia aia, frați și surori, dezrupea nasul. Hainele pe ea erau lucioase de jeg. Și zice că să o ducem la noi să o culcăm. Că ea vrea să lucre ca să aibă mâncare. Și a zis, măi, noi nu te ducem niciunul la noi acasă, că nu avem nevoie de ajutor, dar putem să-ți dăm ceva și să te ducem la Salvation Army, la adăpost, unde au ei. Nu vrea să ducă nici cum la Salvation Army. Au început să vorbească urât. Și până am devenit curios. Spune-mi istoria ta. Zice, eu am venit cu soțul din România, am terminat facultatea de chimie la Galați și am fost ingineră chimistă. Și face, după ce am venit încoace, s-a întâmplat unele lucruri, ne-am despărțit și face, ca să scurtez istoria, sunt cum sunt. Și m-am gândit că nu minte, pentru că în momentul în care a început să vorbească avea un limbaj unuia care a terminat universitatea. Din limbajul care îl avea și din felul în care se exprima, îți dădeai seama că nu minte că a terminat universitatea. Și am stat și m-am uitat din facultate și din ingineră, chimistă, să ajung să dormi în șanțuri, să miroși urât, să ai haine murdare pe tine și să fii, să arăți ca un animal. Am zis, Doamne, cât se poate coborâ o ființă în stare de păcat? Pentru că la baza tot ceea ce s-a întâmplat în viața ei și în viața oricărui om rău, vine starea de păcat. Mă refer ca și stare de decadență. Și așa vine fiul ăsta acasă. Și vine acasă după ce a stat, nu știm, săptămâni, luni la porți. Cum e când îți intră în casă unul care are așa geabă? Când eram la bunica, bunicul meu avea un prieten care lucra la zootehnie. Și venea la bunicul să bea un pahar de țuică cu el seara, când venea de la ferma de vaci. Stătea cam 10 minute cu bunicul de vorbă, dădeau sănătate și pleca. După ce ieșea el din casă, bunica mea, repede, geamurile, nu mai pot, mi-e rău. Așa un miros de vaci. N-a imaginați-vă că vine fiul ăsta de la porci. Ce aduce cu el în prezența tatălui? Aduce miros urât. Știți ce ne spune cuvântul că a făcut tata când l-a văzut? Mirosea urât. Era cu mizerie pe haine, probabil. Era vai de el. Spune cuvântul că tata nu s-a ținut de nas. Deci a făcut ceva ce în cultura aia niciun tată nu făcea. Era interzis, demnitatea de bărbat matur îți interzicea să alergi. În cultura veche, bărbații nu aveau voie să alerge, alergau în situații extreme. Dar dacă alergai din motive puierile, era considerat că ești copil, că nu ești matur. Deci demnitatea vârstei, dacă erai bărbat matur, în cultura de atunci îți interzicea să alergi. Dar spune Scriptura, când l-a văzut tata de departe, a alergat și a mai făcut ceva. Pe cel murdar, puturos, jegos, l-a luat în brațe. Nu i-a făcut niciun reproș, nu l-a întrebat, derbedeule, nu ți-am spus eu. Știam eu că aici ai să ajungi, dacă n-asculți. Uite ce în ce hal ești. Nimic, 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 nimic. Și aici se vede inima lui Dumnezeu în pilda asta, frăștură. Deci l-a luat în brațe și a spus ceva. Hai să mai punem o dată versetul să vedem
cum se derulează scena, că aici am vrut să ajung. Suntem la punctul 2. A făcut din nou regi și preoți. Luca 15:22, dacă mai puteți reveni câteva secunde. Tatăl a zis angajaților, sclavilor, ce-or fi fost, aduceți repede din casă ce? Cea mai bun! Nu vreau să fie în casa mea ceva care e mai bun și nu-i pe acest fiu. Cea mai bun în casă! Nu faceți economie, luați ce mai bun și îmbrăcați-l cu ea. Gata, mizeria e acoperită. Și încă ceva, puneți-i un inel în deget, că l-a avut, dar l-a băut, și încălțăminte în picioare, că de la mine a plecat încălțat și s-a întors desculț. O schimbare de statut, și, dar el nu vrea, el se mulțumea cu puțin, zicea, tată, mă mulțumesc dacă sunt ca și sclavii tăi, ca și angajații tăi. Se mulțumea cu statutul ăla, dar tata a dat înapoi statutul cel mai înalt. Statutul de fiu. Aici e inima lui Dumnezeu, aici e dragostea lui Dumnezeu, frați și surori, care când ne întoarcem la El, nu pune mâinile în solduri și zice, acum, în halul ăsta? Nu. Cum te primește Dumnezeu când te întorci la El? Te primește cum a primit acest tată pe fiul risipitor. Nu-ți face reproșuri, nu te întreabă de unde ai fost până acum, ci când mergi la El zdrobit, când înțelegi că starea ta n-a fost bună, pentru că acest fiu acum vrea schimbare, El n-a venit înapoi ca să fie cum a fost, n-a crezut că El a fost bine înainte și așa vrea să rămână, a înțeles că a fost greșit, a înțeles că și-a distrus viața și a vrut să aibă a doua șansă. Și tatăl îi dă un statut extraordinar, statutul de fiu. Mai mult de atâta n-avea în ce statut să-l pună. Mai mult de atâta n-avea ce să-i facă. I-a dat ceva mai bun. L-a pus în cea mai bună poziție. I-a iertat totul. Așa este inima lui Dumnezeu, dragul meu. Te iartă. Uită totul. Și te pune în cel mai înalt statut. Și spune aici, la punctul 2, Andrei, te rog să revii. Punctul 2, versetul 6. A făcut din nou împărați și preoți pentru Dumnezeu. Frați și surori, în cultura de atunci, cine erau cei mai mari într-o țară? Era împăratul și după împărat era preotul. La toate popoarele, la egipteni. De ce pământul nu s-a atins Iosif când a cumpărat toate pământurile de la egipteni? De care pământul nu s-a putut atinge? De pământurile regelui și de pământurile cui? Ale preoților. Pentru că în cultura antică, preotul și regele, fie era funcție interschimbabilă, câteodată regele avea și funcție de mare preot. Că de aceea, unul din împărați, Ozia, a fost lovit cu lepră. Că ce a făcut? Și-a asumat ambele funcții. Și-a intrat să tămâieze în templul Domnului și atunci Domnul l-a lovit cu lepră. Când spune Scriptura că a făcut din noi împărați și preoți, spune că ne-a dat statutul cel mai înalt. Nu există în cultura, nu exista în cultura de atunci o funcție mai mare decât funcția de împărat și mare preot. Erau oamenii cei mai în top, erau oamenii cei mai în sus puși. Cu alte cuvinte, când spune Scriptura că a făcut Dumnezeu din noi împărat și preot, ne-a dat totul. Nu exista o funcție mai înaltă, nu exista un rang mai deosebit la care să ne ridice. Statutul la care ne-a ridicat, dacă suntem spălați prin sângele Lui, e maxim ce putea și avea Dumnezeu să ofere. Frați și surori, vă imaginați ce schimbare profundă este în statutul nou care l-am primit? Vă imaginați din ce stare ne-a luat Dumnezeu de păcătoși mizerabili ca fiul la porci și ne-a pus într-o stare în care ne-a ridicat într-o stare în care n-avea cum să ne ridice mai mult decât împărați și mari preoți și preoți. Dragii mei, ce mare har! Sigur, e greu să realizăm acum, în veacul de acum, pentru că încă mântuirea noastră nu este realizată de plin. Mântuirea va fi realizată de plin
când pe lângă suflet va fi mântuit încă ceva, și trupul, atunci va fi mântuirea deplină. Scriptura prezintă mântuirea ca fiind holistică a întregii personalități umane, trup și suflet. Acum s-a făcut mântuirea sufletului pentru cei care l-am primit în Hristos. Trupul a rămas în domeniul păcatului, că este un cort supus putrezirii. Când acest cort, cum zice Apostolul Pavel, va fi ce e destinat putrezirii, trupul nostru fizic, zice că la două venire, cei care prind în viața a doua venire a Domnului, ceea ce e muritor va fi îmbrăcat și înghițit de viață. Și când trupul meu va deveni un trup fizic nemuritor, pentru că vom avea trupuri fizice, nu trupuri eterice, consistente ca a Domnului după înviere, atunci va fi mântuirea realizată 100%. Mântuirea sufletului e realizată 100%, dar mântuirea deplină în toate planurile e mântuirea trupului nostru, a răscumpărării trupului nostru și a răscumpărării naturii. În Romani, mi se pare, 8 zice că toată firea, adică natura înconjurătoare, suspină și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, că și ea a fost supusă, zice în Romani 8, robiei păcatului și așteaptă natura și suspină pentru ziua în care va fi eliberată și ea de sub robia și consecințele păcatului, furtuni devastatoare, spini și tot ce scrie în Geneza că a venit urma căderii în păcat asupra naturii. Frați și surori, ce schimbare de statut! Aduceți-vă aminte de împărăteasa Estera. Înainte era un fel de țărâncuță și într-o zi împăratul a chemat-o la el, a ales-o și a schimbat statutul. Și din fată care nu auzi nimeni de ea, nu însemna nimic, a devenit împărăteasa Estera, a cărui nume era cunoscut în tot Imperiul Persan. Iată ce schimbare de statut, iată ce face Dumnezeu pentru noi. Frați și surori, sunt doi pași foarte importanți, să fii spălat în sângele lui Iisus, pentru ca dragostea lui Dumnezeu să se poată arăta față de tine. Și în al doilea rând, să nu uiți că statutul tău e un statut special de rege și de preot. Frați și surori, noi avem tendința să căutăm semnificație în lumea asta și să ne definim fie prin educație, fie prin proprietăți. În general, oamenii caută să se definească raportat la cei din jur prin unul din aceste două lucruri. Nu este, lista nu e exhaustivă, dar am prins lucrurile principale, educație sau proprietăți, prin care ne definim statutul raportat la celălalt. Cuvântul Scripturii spune că nu trebuie să fim afectați și nu trebuie să ne definim viața în funcție de standardul de educație sau de proprietățile care le avem. Nu acestea trebuie să dea importanță, valoare și semnificație personală a ceea ce suntem. Astea sunt lucruri secundare. Ceea ce dă valoare și împlinire și importanță personală este statutul de rege și împărat în care ne-a pus Domnul. De aceea, niciodată să nu fii complexat dacă altul e mai educat ca tine. Niciodată să nu fii complexat dacă cineva e mai de succes ca tine în business sau în aș face ceva. Niciodată să nu fii complexat că altul are mașină mai bună, că are casă mai mare, că are bani mai mulți adunați. Pentru că nu asta te definește pe tine ca și creștin. Statutul în care te-a pus Dumnezeu e mult dincolo de aceste lucruri și e definit aici o stare care nu se poate mai înaltă de împărat și rege pentru Dumnezeu. Când credem lucrurile astea din toată inima noastră, nu ne mai afectează major ceea ce vedem în jur, nu ne mai definim în funcție de ce are sau nu are cel de lângă noi, ci statutul nostru este definit de relația noastră cu Dumnezeu pe verticală și nu pe orizontală, de competiție în care vine ispita pe urmă să ne împingă. Aș vrea să ajung la ultimul punct. Cei spălați în sângele lui sunt oameni care privesc cu optimism în viitor. Apocalipsa 1:7. Iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns, cei care sunt schimbați de el, au în față o focalizare. Și focalizarea lor este pe viitor. Și Andrei, te rog să pui T2:13 cu care voi încheia mesajul. Ce înseamnă să fii focalizat pe viitor? Cuvântul spune, el, venirea lui e în față.
Iată Tit 2:13. Așteptând fericita noastră speranță și arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Avem o speranță în față. Cum o definește Scriptura speranța noastră? Ce speranță am eu? Oh, păi de acum înainte devin tot mai bătrân, uite, nu mai ești așa tare cum eram la 30 de ani, uite că vine vremea în care te gândești, oh, pleacă copiii, rămân singur, vine momentul mai târziu după ce copiii ți-au plecat din casă în care unul dintre cei doi moare, că nu poți să moară odată numai în accident, și într-o zi unul orice la rămâne singur. E trist să fii singur. Dar în toate astea, dragii mei, nu uitați că vin probleme, că vârsta trece, că vin greutăți de care nu ne-am lovit înainte. Nu uitați. Noi privim înainte și avem o speranță și felul în care e definită în Titus, în Tit, este fericita noastră nădejde. Privește în față, spune Scriptura. Dacă ai fost curățit de Hristos, dacă ți s-a schimbat statutul, dacă din starea în care ai fost te-a luat Hristos și te-a pus în stare de fiu, cu încălțămintea nouă în picioare, cu inel în deget și cu haină nouă, nu uita, în față îți stă o speranță extraordinară. O zi în care vei fi salvat pe deplin, vei primi un trup al învierii, vei fi împreună cu toți sfinții Domnului pentru vecii vecilor. Și în Apocalipsa 10 am văzut o mulțime care nu putea nimeni să o numere și care toți erau împreună pentru veșnicie. Frați și surori, ne despărțim aici la un moment dat diferiți preiubiței noștri și ne pare rău că s-au dus în veșnicie. Sau ne-am despărțit de frați iubiți care s-au mutat în alte orașe sau în alte țări și ne gândim cu părere de rău că ne despărțim și ne mai vedem. Dar nu uitați, vine o zi în care oriunde ne-am împrăștia, oriunde ne-am duce, Dumnezeu este Cel care ne va aduna, ne va pune împreună și vom rămâne împreună o veșnicie. De aceea, cei spălați în sângele Lui privesc înainte, la ceea ce definește în Titus Apostolul Pavel ca fiind fericita noastră speranță. Amin. Aș vrea să mulțumim, să venim înaintea Domnului în cântare. Aș avea două CD-uri venite de la Biserica Logos să le prezint, dar pentru că e cina, le las pe duminica viitoare. Haideți să venim înaintea Domnului cu o cântare, timp în care ne pregătim să ne apropiem de momentul în care stăm la masa Domnului. Nu e cântarea de la numărul 157. Versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Să venim înaintea Domnului în mulțumire, cu mulțumire, și fratele Emil ne va conduce în rugăciune de mulțumire pentru pâinea care ne aduce aminte de trupul Domnului.
Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim cu recunoștință înaintea Ta să ne închinăm și să-ți mulțumim pentru planul Tău măreț. Mulțumim, Doamne. Care l-ai avut cu noi, cu fiecare, Doamne, ca mulțumim, să poți Doamne. Să ne mântuiești. Venim să-ți mulțumim pentru Domnul Iisus, Fiul Tău, mulțumim, Doamne. Nostru, care a murit pentru fiecare dintre noi și prin jertfa Lui suntem tămăduiți și da, vindecați Doamne. Și iertați. Venim să-ți mulțumim pentru trupul Domnului Iisus, Doamne, care s-a da, plâng și îți mulțumim pentru pâinea care o avem înaintea noastră, mulțumim, care simbolizează trupul Domnului Iisus. Dorim, Doamne Tată, să binecuvânteze această pâine. Te rugăm, Doamne. Dorim, Doamne Tată, să binecuvânteze fiecare mână care întinde la această masă. Te rugăm, Doamne. Dorim, Doamne, ca Tu să binecuvântezi strângerea noastră la oaltă. Te rugăm, Doamne. Dorim, Doamne, ca numele Tău să fie binecuvântat și înălțat. În numele da, Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim. Amin. Amin. Ocupați, vă rog, locurile și în timpul unei cântări ne pregătim să ne apropiem de pâine. Mâncați, ne spune Domnul. Ne ridicăm pentru câteva momente. Citim în continuare textul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 25, după care fratele Simeon ne va conduce în rugăciune de mulțumire pentru sângele Domnului Iisus care a curs pentru noi. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Amin. Tatăl nostru, Tu acela care îmi privești din înălțimea sfințeniei Tale peste poporul Tău, Doamne, venim înaintea Ta în momentele acestea ca să ne închinăm și să-ți mulțumim, Tată, pentru că Te-ai îndurat și de noi, Doamne, îți mulțumim. Da, Doamne. Ne-a ales din lumea aceasta ca să fim, da, Doamne, sfinți și fără prihană, Doamne, da, Doamne. Ta, Doamne, Tu cunoști totul, Doamne, ce inima fiecăruia, Doamne. Da, Doamne, Tu ne cunoști gândurile și ne cunoști, da, Doamne, cât suntem de curați înaintea Ta. Tată, n-avem cuvinte cât să-ți mulțumim. Mulțumim, Doamne. Să-ți mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Că ai trimis pe Fiul Tău, mulțumim, să moară, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru sângele Fiului Tău, da, Doamne. Care ne-a curățat, Doamne. Mulțumim, Doamne. Ne-a spălat, Doamne. Da, Doamne. Ca noi, Doamne, să putem
să fim copii ai Tăi, Doamne. Da, Doamne. Îndură-Te, suntem la casa Ta, Doamne. De-aia am zis, Doamne, că Tu ne cunoști pe fiecare. Glorie Ție, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca viața mea și viața fiecăruia, Doamne. Te rugăm, Doamne. Să fie curățită pe deplin, Doamne. Amin. Ne-ai spus prin cuvântul Tău că sângele Tău, da, sângele Tău, Tu ne-ai iubit. Tu ne-ai ridicat, Doamne. Mulțumim, Doamne. Statut înalt, Doamne. Da, Doamne. Iisuse, ajută-ne ca prin sângele Tău, Doamne, te rugăm, Doamne, să privim în viitor, te rugăm, ca Doamne, să trăim, Părinte Celes. Te rugăm, Doamne. Viața noastră care ne-o dai Tu, Doamne, să-ți fie plăcută Ție, da, ca să moștenim viața veșnică, Doamne, da, împreună cu toți care ne-ai dat, da, familiile noastre. Doamne, ajută-ne pe toți în scopul acesta. Amin. Și încă o dată te rog să binecuvântezi rodul viței. Te rugăm, Doamne. Care simbolizează sângele Fiului Tău. Amin. Doamne, sângele acesta a făcut un legământ cu noi, Doamne, ca să fim plăcuți, Doamne. Iisuse, da, te rugăm, ajută-ne în scopul acesta să-ți dăm slava cuvenită ca unui tată. Ajută-ne în scopul acesta. Îți mulțumim în numele scump și drag al jertfei Tale. Amin. Amin. Ocupați, vă rog, locurile și în timp ce ne pregătim să ne apropiem de rodul viței, mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Din el ne spune Domnul. Să ne ridicăm și îl rog pe fratele Dorel și Andreea să ne conducă în rugăciune de mulțumire și încheiere și mai apoi vom încheia cu o cântare. Mulțumim. Amin. Mulțumim. Da, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Da, Doamne. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru părtășia care am avut-o în casa Ta. Mulțumim. Pentru că am putut să stăm la masa Ta. Ajută-ne, Doamne, să stăm în ascultare de Tine în continuare.
să prețuim prețul care a fost plătit, să nu uităm statutul care l-am primit și privirea noastră, Doamne, să fie îndreptată în viitor spre fericirea noastră nădejde. Păzește, Doamne, pe toți frații care se îndreaptă înspre case. Păzește, Doamne, de accidente, de probleme, ajută fiecare familie să ajungă bine acasă. Îți mulțumim pentru toate îndurările tale pe care le avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Miercuri și duminica viitoare la serviciul obișnuit ale bisericii.